sunt dese, dese și foarte rar raportate. De ce? Păi, e foarte complicat, încă în general, dacă tu raportezi un viol, intră în pușcărie cineva și plătește familia ta foarte dur. Răzbunarea? Da. În general, fetele se văd deja ca victime și noi nu protejăm deloc bine adolescentele. Deci eu cred că încă avem foarte multe de făcut pe partea asta. Deci cred că încă suntem în zonele foarte sărace, există foarte multă violență pe care noi nici măcar nu intră deloc pe radarul nostru. Femeile din ghetou sunt bătute în fiecare zi. Mare parte a lor și bătute țeapă în fiecare zi. Chestia asta că, băi, las că e bine că te bate, că asta înseamnă că o te iubește, e foarte răspândită. Și reacția, deci tu nu ai ce să faci. Deci ești în ghetou, ești bătută, dacă suni la poliție, vine poliția, descoperă că stai ilegal, îți trage dita mai amenda, nu poate să-l bage pe ăla în pușcărie, ăla te bate și te pune pe tine să plătești amenda, încă de obicei fie alcoolic, fie dependent de droguri, fie, aha? Și ți-o iei din toate părțile. Deci tu ești și bătută, vei fi bătută și după aia mai trebuie să plătești o amendă, să faci bani de amendă. Și nici n-ai cum să scapi, n-ai unde să pleci. Da, oricum stai ilegal acolo. Sunt multe capcane de felul ăsta. De exemplu, foarte puțini oameni înțelegeau la început când discutam eu, că voi nu înțelegeți de ce mamele nu vor să-și trimită copiii la școală. Că nu era că nu voiau să-și trimită. Era un risc că trimițând copilul la școală cu păduchi, trimită ăștia inspecția copilului peste tine, descoperă că stai în condiții insalubre și după aceea ți-au copiii și ți-i bagă la Cireșari, unde ghetou zice că 80% dintre copii sunt violați sexual. Deci ca femeie în ghetou e oribil. Povestea ursului, aia... Brun? Da. Asta e de la mama, da. Da. Cum sună? Păi, ursul brun care trebuia să reușească în lumea urșilor albi. Și la început tot a fost refuzat, tot îl trimiteau la plimbare și până la urmă a muncit tare, s-a chinuit unde a ajuns de mult și a primit respectul urșilor albi. Dar mama și cânta chestia asta. Mama habar n-are să cânte, era super haios.